De ce îmi amorțesc membrele și când amorțeala și furnicăturile pot deveni simptome ale unor boli grave? Sunt o serie de patologii care pot da acest tip de furnicături. Dacă vorbim din punct de vedere afectării sistemului nervos, atunci dacă sunt careva compresii pe măduva spinării sau pe nervi, apar aceste senzații de furnicături. Dacă sunt careva probleme vasculare care nu vascularizează o zonă sau mai multe zone a unui membru, iarăși pot apărea senzații de furnicături. Și în cazul afectării metabolice, dacă este, spre exemplu, este un diabet zahărat cronic cu netratat suficient, cel mai frecvent apare amorțeli în mâini din cauza artrozii cervicale, adică deoarece nu este o mobilitate suficientă la articulațiile gâtului, adică la segmentul cervical, cu timpul articulațiile încep să se hipertrofieze, se formează articulații din ce în ce mai mari, dar prin partea de jos articulației ies niște rădăcini nervoase care merg la mâini. În cazul în care aceste articulații irită radiculele aceștia, persoanele de obicei se plâng de aceste amorțeli, în special în timpul nopții sau spre dimineață sau chiar se trezesc din cauza acestor amorțeli. În timpul nopții, deoarece mușchii sunt relaxați, aceste articulații se mai deplasează din diferite poziții în postura patului și pot comprima încă mai puternic acest radicul și pacienții de obicei povestesc aceste senzații de amorțeli în mâini, ce se acutizează în timpul nopții. Dacă ne referim la membrele superioare, o altă cauză care ar putea duce la senzațiile acestea de amorțeli și este de obicei o senzație de amorțeli tare neplăcută, pacienții se plâng iarăși în timpul nopții, ele pot apărea în diferite compresii a nervilor periferici. Deci aceste rădăcini nervoase de la coloana, de la măduva spinării, de la coloana cervicală, se contopesc, formează niște nervi. Sunt trei nervi mari care merg la mâini. La mâini este nervul median, un nars radial. Cel mai frecvent este comprimat nervul cel mai gros, nervul median. El cel mai frecvent e comprimat aici la nivelul palmar. În momentul când este această compresie, persoanele de obicei se plâng de amorțeli în primele trei degete. Da? Și atât de puternic sunt aceste amorțeli, de obicei persoana nici nu poate apuca un obiect bine, îl scapă de obicei de mână sau nu poate scrie sau chiar da, lucruri elementare cum este alimentarea devine mai dificilă. Și atunci dacă se pune acest diagnostic, este rezolvarea cea mai frecventă este de obicei chirurgicală. Un alt nerv care se poate afecta este nervul lunar. El este un nerv care cel mai frecvent se afectează de la traumă în regiunea cubitală, în regiunea cotului, de la îngroșarea unui ligament, iarăși este comprimat acest nerv și persoanele de obicei se plâng de diferite amorțeli, dar deja în partea ulnară, în ultimele două degete. Amorțelile de la picioare cel mai frecvent apar după vârsta de 55-60 de ani din cauza stenozei de canal. Adică stenoza de canal ce reprezintă? Este o îngustare progresivă a canalului, pe unde trece măduva spinării, mai bine spus sacul dural și nervii și aceștia este treptat strangulată. Și deoarece nu este o strangulare de asta acută, bruscă, este o strangulare treptată, apar și respectiv aceste amorțeli. Din păcate, nu există un tratament conservativ sau medicamentos pentru aceste amorțeli, dar se fac și fizioproceduri, se fac și exerciții. În cazul în care devine din ce în ce mai progresiv, atunci există și o metodă chirurgicală, este de decompresie, adică fie în regiunea cervicală, fie în regiunea lombară, fie în sindromele, tunelele periferice, tot se face un tratament chirurgical.